Salutare și bine v-am găsit din nou pe 90.2 FM la emisiunea, ca de obicei, din mijlocul săptămânii, miercuri, Intrare de Contact. Astăzi vorbim despre ceea ce urmează să se întâmple luna viitoare, dar mă refer în primul rând și la o discuție despre actul cultural. Dan Ovidiu Ilcuș este din nou prezent la noi. Cred că data trecută ne-am văzut în trei, da, și am discutat cu Vasile Mardare. Am norocul ăsta să fiu, data trecută m-a tras Vasile după el. Acum am venit într-un fel de parțial în loc o parentez. Tu ești un fel de rezident, așa, la restaurantul chinezesc Zen, unde de anul trecut te-ai cam făcut stăpân, da, așa, zice gura târgului. Sunt unii care cred că am acțiune acolo sau ceva de genul. Nu, n-are legătură. Ai zis bine de luna care vine și chiar două luni. M-am gândit mult la chestia asta, cum, știi, m-a întrebat chiar patroana sau soția sau cum să-i spun, doamna care servește acolo, nu știi ce, știi? Că mai glumește ea și spune, eu nu am salariu aici. Zice, dar tu de ce faci astea? Nu știa de ce fac, de ce eu îi ajut? Ha? Eu, pur și simplu, mi-a venit așa, Tu acum de cât timp ești în media? Hai să-ți facem așa un fel de background. Da, ești okay, ar fi o discuție mult prea lungă. Ba nu, și despre cultură, facem un remix. Facem un remix. Face ceva scurt și după aia dezvoltăm în alte episoade. Nu, tu ești președintele fundației Gândirea. De când te-ai hotărât să te implici mai serios sau pe chestia asta de organizat evenimente de folk în media? A fost întâmplătoare. Dacă ar fi să luăm așa, eu sper ca peste vreo 3 ani, când va putea, sper să reușesc în 3 ani, să pun imobilul la punct și Fundația Gândirea să-și intre în drepturile ei naturale, adică să facă lucruri pentru care e făcută și cercetare istorică, dar mai ales evenimente culturale, la un alt nivel, știi? Nu știu, a fost o întâmplare, adică nu m-am propus, hai să fac evenimente, s-a întâmplat, nu zici Vasile, știi povestea cu Vasile. Acum ce s-a întâmplat? În decembrie, este o poveste frumoasă de Mediaș care pe mine m-a capacitat din toată și am zis, vreau să ajut. Mi-a venit așa pur și simplu, poate și dintr-o revoltă, ai putea spune. Știi, am văzut că poate și media, nu știu, am impresia asta, poate e greșită, știu și mai bine decât mine, văzând media în general, blogării, tot, inclusiv tu, Ferry Teglaș, am observat un lucru, că de regulă după ce pasărea zboară din cuib, voi ați luat act și ați adus omul ăla, persoana aia, la voi în studio, pe blog, a scris despre el, de regulă. Asta e impresia mea, poate că e chiar corectă, poate e semi-corectă, nu știu. Câteodată pasărea că a fost în studio după care ți-a dus să cânte. Asta e, am zis, mă, ar trebui valorile de media și numesc valoarea de media ceea ce străinul vede în media. Eu văd așa, vine cineva la mine, la media, unde îl duc? Păi la chinezi. Eu mai zice Zen, tot merge chinezi. Și asta e cu dreptul de autor, să plătească de acolo mi-au bani. Bun. Și la chinezi, la cel mai bun rulou cu fești, asta vreau să spun un lucru neapărat. Nu cred în asta cu publicitate ascunsă, nu, asta nu e publicitate. Publicitate înseamnă să faci ceva nou, să nu știe nimeni nimic și să vorbești despre lucrul respectiv. Asta e un lucru atât de evident în media și cum este contic în Sibiu. Cea mai bună ciorbă de burtă de pe planetă, în Sibiu. Cea mai bună mâncare chinezească în care, într-un restaurant în România în care eu am fost, e în media. E un punct bun pentru media. Sunt oameni care vin din Sibiu, am prieteni, din Târgu Mureș. Am fost în 6 cele mai bune restaurante din București. Mi-a scăpat ăla din Europa. O să mă duc și acolo. Alba, Cluj, da, Oradea. Unii ar zice, nu-i ca și cu Nuca în Perete, chestia asta folcul și cu ceea ce se întâmplă acolo. Da, așa, da, revenind la pentru altă discuție. Pentru că zic, media și întotdeauna, cred că și mi-am dat și eu seama, bă, suntem niște atipici. Am primit în urmă cu câțiva ani prima invitație la restaurant, la Revelionul chinez, să sărbătoresc anul chinezesc, da. Dar nu se întâmpla acolo, într-un mediu propice, adică cu totul și cu totul la alt restaurant. Zic, băi omule, hai să, ce facem acum? Se pare că e o mică comunitate de chinezi, am văzut și Paul ăsta, patronul la chinezi, și el a început să-i se lungească puțin ochii. Și l-am întrebat și eu dacă merge lumea asta, dar aia nu m-a interesat că e treaba lor. Deci eu am vrut să, pur și simplu, să ajut. Uh-huh. Să ajut acest
local, pentru că, atenție, acest local are o poveste frumoasă de Mediaș. Povestea de Mediaș sună cam așa. El, ea, la liceu, drăguți, simpatici, se iubesc, așa, termină liceul și pleacă la Cluj, sau pleacă în Germania. Și au trăit până adânci bătrânețe. Asta este povestea de Mediaș. Deci migrația asta devastatoare, care de câțiva ani în Mediaș, o cunoaște toată lumea. Tot medișanul știe, da? Și voi din Mediaș știți și mai bine. Bun. Iată că asta e povestea de Mediaș. Povestea frumoasă de Mediaș este el și ea. E chiar impresionantă, pe cuvânt, dacă nu. Pe mine m-a impresionat. Se cunosc, se angajează ospătari la restaurantul chinezesc. După un timp, 6 luni, nu știu cât exact, pleacă în Germania, pun bani peste bani și povestea frumoasă de Mediaș vine înapoi, acasă, la Mediaș. Și o preluat această afacere, o cumpărat afacerea și au făcut-o interesantă. După un timp, probabil dezamăgie, tot felul de lucruri, și au plecat din nou în Germania. Au lăsat la chinezi. Chinezi au dus-o în cap și au fugit în China. La revedere, într-un bun. Și ei se întorc din nou din Germania și ea, asta e o poveste frumoasă. Sunt niște oameni din Mediaș care pot fi dat ca exemplu. Da. Nu mai investesc, dar vin să trăiască în Mediaș, să facă ceva de calitate, atenție. Știi bine că sunt foarte critic și răutăcios. Dacă la mine nu-i, când e vorba de profesiune, dacă nu-i vârf, te-am ras. Știi? Cum să nu-mi placă? Și am zis, hai, ce pot să fac? Să fac niște evenimente, că la asta mă pricep eu așa. De cât mă lăsasem de evenimente, să, gata, lăsați-mă cu... Și am zis, hai să fac câteva evenimente faine, plus că mai aveam niște promisiuni neonorate. Dar asta se întâmpla după acum, ultima decembrie. Ediție, Porc Bun, acolo care? Ai fost dictator acolo, zicea comunitatea asta de folchiști. Asta cu dictatorul pleacă de la Cristina Postea, de la mine pleacă, de fapt. Știi, ca și formula aia cu un eveniment marcat Daniel Cuș. Eu am zis-o, adică ca să deosebească un spectacol construit, conceptualizat, într-un fel, cu o simplă cântare. Da? La Han, fie cu iertare, e bine, vine omul, cântă acolo, e hărmălaie. Asta e tot un termen de al meu, tot cu dreptul de autor. Adică folcăraie, zic eu, adică hărmălaie, folc. Găsești în Sibiu, sunt... Eu am, știi bine că am fost la unele evenimente de ale mele, am oferit altceva. Nu, așa, nu știu cum să zic, așa cu ăsta, cu dictatorii, am zis, am eu o vorbă, știi, că eu nu spun ca toți oamenii... ce ar trebui făcut în România, eu spun, când o să fiu dictator, știi, atunci o să fac așa, ar trebui să fie într-un fel. Ți-ai atras animozități de datorită faptului că ai vrut să fie totul perfect la evenimentele tale? Absolut. Performanța înseamnă, mi-aduc aminte de o chestie din viața mea, cu un prieten foarte bun al meu, în conflict cu, acum ceva vreme, cu directorul Festivalului de Teatru de la Sibiu, cu Chiriac. Pe vremea l-am judecat pe Chiriac, după un timp, văzând și lucrurile, deși mi-e drag prietenul meu și îi face parte din viața mea și mi-a completat viața mult fericit, avea dreptate omul. Omul nu se dea de vorbă. Când faci un act cultural profesionist, uite, ți-am spus când am venit aici. Niciun afiș... Scuză-mă, dacă tot am venit, am vrut să îți aduc, așa am învățat când mergi în casă meu, să mergi cu un agoiu, un afiș, să fac reclamă, da? La ipostaze. Un afiș, ce înseamnă un afiș, un poster conceptualizat. Ți-l fac și ăsta și ăsta mare. Mulțumesc. Da? E foarte... Să ai măcar unul aici conceptualizat. Care vrei tu? Adică făcut de profesioniști. Și cu cine lucrezi la... Nu lucrez, pur și simplu, iară, tot viața a fost darnică cu mine și l-am cunoscut pe acest de Admar, nume de scenă, cum se zice, nume de... de publicitate. Așa se semnează el pe lucrările pe care le face. Deși un tip modest, eu spun acum așa, trebuie oamenii ăștia să le aduce aici pe bumă, originea, să vorbești despre ce înseamnă un afiș. Un afiș. Povestea unui afiș. Da. Povestea unui afiș, ce înseamnă? Dom'le, niciodată, vezi, toate evenimentele care le-am făcut eu, nu le-am numit eu. Eu i-am spus lui Bubu, vreau să fac așa, o cheamă, deci, Adrian Valentin Mărgineanu, de Admar, semnat, și eu i-am spus, vreau să fac așa, vreau să vad despre poezie și folcul, aia am început, la sugestia lui Lea Musco,
hai fă ceva cu poezie. Și m-am prostit, a zis, hai să fac. Și am făcut cele 5 și cu asta basta. Ai tras linie cu poezia? Tu și poezia? Nu, eu și poezia nu, pentru că face parte din viața mea. Da, da, dar zic așa pe scenă. Dar despre poezie și folk. Ok. Alea au fost despre poezia, vorbim mai mult eu. Vezi că îmi place să vorbesc. Bun. Și dacă îmi pierd linia, tu du-mă înapoi la subiect, că am obiceiul să divaghez, știi? Lei au zis, băi, dar fă. Și-a luat-o de bune, știi? Pe ea, ca, și ea tot, ea m-a urcat pe scenă. Ea au zis, du-te și cântă, știi? Și m-am prostit, mă vede lumea cântând, știi, aiurea. Bun. Da, apropo, să citești un comentariu la poza de la ultima ta prezență pe scenă, la nu mine pe Facebook. Tot legată de muzică și poezie, de un prieten de-a tău, Ciorogaru sau cum așa ceva. Ah, Ciorogaru. Ciorogaru, da, alt subiect, altă emisiune despre poezie, facem o emisiune despre poezie. Nu, zice, la un moment dat să la mai lași poezia și să cânti mai des. Mircea, trebuie să lăsăm profesioniști. Eu cânt cu tine aici, de drag. Tot așa, am ajuns pe scenă tot dintr-o prostie. Dar asta e alt subiect. Dumnezeu, hai să revenim la chinezii noștri și la... Deci spuneam, cu dictatorul, ți-am zis, eu îmi place să zic așa, și Cristina a pus să-i mupărât și m-a făcut dictator și după aceea s-a dus numele, că zice, această autoritate, bineînțeles că mi-am atras și că mi-a atras. Sunt persoane care am spus, tu n-ai ce căuta spectacolul meu, pentru că nu-s sigura. Pentru că indiferent ce funcție avea, cine ai fi, dacă ești needucat și nu înțelegi că la un spectacol de folk, mai ales și poezie, tu mergi să trâncănești, te afli în locul greșit. Știi că sunt actori sau și cântăreți care nu vor să cânte în cluburi unde se mănâncă. Ai altă poveste aici, fii atent. Și ai zis bine, cum combinația asta? Se numește spații neconvenționale. Actul de cultură poate să fie făcut oriunde. Dacă e făcut conceptualizat, dacă e făcut cu cap, dacă îl împachetezi într-un fel, da? Bun. Am vorbit, dau un exemplu, că eu totdeauna întreb pe ăștia care sunt mai răi, mai dracului, cum ar fi Virgil Suciu, da? Și pe el am încredere, că el n-are, el spune adevărul, ce crede. L-am întrebat, Virgile, cum a fost? Spune-mi ceva, ce nu-i în regulă? Că dacă nu există critică, tu nu te poți corecta. Decât să-ți spună o chestie pe care vrei tu să o auzi, mai bine îți spune lucrurile așa cum sunt, ca tu poți să te corectezi și data viitoare să nu mai faci aceeași greșeală. Absolut. Ăla e adevăratul prieten care ține la tine și spune, bă, ok. Nu suportă chestia asta. Nu trebuie să fie, poate să fie și dușman. Uite, cunoscut în lumea istoricilor, Adrian Rusu, da? Rusu, istoricul de la Mediaș. Mă, nu un prieten mi-a spus, fost 2-3. Bă, dar e rău, e al dracului, nu știu cum. Dom'le, e o mare onoare că ți-o citi lucrarea, domne. Poate să fie cât de rău. Oamenii care nu înțeleg asta, trăiesc degeaba. Nu poate fi viața un dolce faniete. Nu mergea înainte fără critică. Critica nu se mână să dai cu parul. Dar trebuie să fie una constructivă trebuie să fie. Eu sunt mare fan și de aia destructivă, dar să fie pe probe, adică argumente serioase. Mm-hmm. Poți să faci varză, troacă de porci. N-am nicio problemă. E foarte bine. Cum am făcut eu pe Gabi Mărginean, săraca, dar tot așa, în public, adică în public, nu aici la radio, da. Când a fost evenimentul cu Sergiu, știi? A fost făcut mai pe genunchi, de m-am apucat să prezint, să zic, păi am luat un pic spectacolul în mână, ca spunem așa, aveai tu treabă pe acolo, nu știu ce, și dintr-o întâmplare am ajuns acolo și s-a întâmplat treaba aia, dar la final, ne-am întâlnit cu toți, să nu-i fost acolo, ce am zis lui Gabi, da? Care de bună credință au făcut pentru Sergiu atunci, a fost un moment de efervescență în media și foarte frumos, trebuie să fie comunitatea, să aibă elemente de coagulare, știi? Ai mai întâlnit localități cu o astfel de comunitate de consumatori de folk? Nu. Deci în Sibiu nu există. În media s-a format un alt subiect și ăsta. Cum s-a format? Acum sunt oameni care iubesc... Știi? Sunt oameni care au mers prima dată la folk și au zis, uai, ce faină! Ei cred că folk-ul înseamnă cenea cu flacăra. Ștefan Rușcă, Vasile Șeicaru. Dumnezeu, folk... E altă emisiune. Dumnezeule, câte emisiune face de acum? Deci, folk înseamnă mai mult decât asta. Cântam aici când am venit, da? Ioana mănâncă doar ciocolată, are mâini lungi cu degete fine, o piesă de Lovasile Mardare. Este un vals, genul folk. Nu există. Îs furăciuni de colo, de colo. Bine, plecând de la muzica protestatară, american, da, John Baez și așa mai departe, Rudy Guthrie, ai noștri extraordinari din anii, știu eu, 70-60, dar fondul,
dar în rest sunt furăciuni. Ovidiu Mielescu cântă jazz, nu se poate, blues, swing, ăsta, Olărașul la fel, Imi la fel, o să fie Imi. Vorbim despre spectacole, că se cheie emisiunea și mă dai afară. Ce-a spus? Ce-a spus cu dictatorul, ți-am zis. Ce să mai zic? Pe comunitatea de folk am discutat. Că n-am discutat, e mult de discutat. Da, nu, e frumos. Astăzi ai pus o chestie care m-a uimit la un moment dat, da, acolo, la, pe Facebook, la anunțul evenimentului, da, da, că au prioritate până în 20 februarie cei, da, care... Da. Bun. Și i-am invitat la eveniment, și numai pe cei care... Pe eu am Facebook-ul setat. Ah, da, okay, da, ok, da, înțeleg. Deci eram folk, deci și o familie, eu, nu? Eu știu care sunt, știi? Acum nu i-am chemat pe toți, că nu chiar pe toți îi știu și așa mai departe, dar pe cei care de regulă au fost, și am zis, trebuie să aibă întâietate, pentru că ei sunt ai noștri, ei au fost la toate evenimentele mele, eu trebuie să-i respect, trebuie să le dau un bonus, ceva, știi? Uh-huh. Am mai zis eu că o să fac un spectacol pentru cei care au fost la concertul cu Dinu Olărașu, o să fac un spectacol gratis numai pentru ei, știi? O să-l fac, mă țin de cuvânt. Poate nu în secunda a doi, dar îmi place să mă țin de cuvânt. Și... La un moment dat, unii din familia asta mare a folchiștilor medieșeni îmi reproșau că nu vin la evenimentele voastre. După care am apărut... Dar care zis, nu vin la evenimentele voastre? Bun, ok, adică ce a folchiștilor, chestii, întâlnirile astea? Da, da, da. Bă, că tu nu fii, că tu ești tot cu rock. Dar ai fost. Da, am fost, dar am zis, bă, lăsați-mă pe mine să aleg la cine mă duc sau la cine mă duc. Da, nu, da, mai tot faceți așa, cultură cu arcanul, nu se poate. Trebuie face. Trebuie spus, o spun, cu toată responsabilitatea. Multe evenimente în media și de folk s-au făcut ca efect în ecou, da, sau un lanț a evenimentelor pe care le-am făcut eu. Oamenii au, până la un moment dat, au apărut formula despre care ai spus-o și tu data trecută, un eveniment marca Daniel Cuși. Adică eu nu am făcut cântări. Știi, îți dau un exemplu. Pregătirea unui eveniment de genul ăsta presupune foarte mult timp. Nu mai spun că și bani. Nu se acoperă din bilete evenimentul. Nici vorbă. Niciunul nu s-a acoperit. Niciunul. Două zile eu fac numai audiție. Știi ce înseamnă două zile? De dimineața până seara, să iei toate, tot ce există pe media, YouTube, toate variantele, mai ales că ai văzut, eu și combin. Fac combinații de astea unice, un fel de jam session. Știi, hai să spun un secret din viața mea, să spun. Cum am gândit eu evenimentele ăștia, de astea făcute așa în binomul ăsta. Am observat în viața mea, stând mult între muzicanți, că cele mai superbe momente care rămân în tine sunt after party. După spectacol pleacă lumea și rămân ei, muzicanții. Și aici acolo câte un prieten foarte bun. E acolo spectacolul dumnezeiesc. Așa am pățit eu la un moment dat la festivalul de blues de la Sighișoara, în urmă cu câțiva ani buni. A fost un chitarist din Statele Unite, show-ul... Ala negru, oare... Nu, alb. L-am văzut prima dată la Sibiu, în fostul stage, după care a venit cu doi olandezi să cânte la Sighișoara și ne-am dus în after party la Hotel Sighișoara, în pivniță. Deci, după jumătate de oră, după ce și-a încheiat el recitalul, și s-a dus cu trupa care era acolo pregătită de jam session și a luat o sticlă de whisky și a cântat până la 6 dimineața. Deci da, să vezi after, cum cântă after muzicanții care fost se văd mai prima tare dată. Cel mai interesant este, eu să la spectacolul ăsta cu imi o să-l pun în ipostaze în care eu l-am văzut în privat. Lumea nu știe că Imi nu înseamnă numai omul și chitară și atât s-a terminat. Și că știe omul ăsta multe alte lucruri, cum am făcut și cu Ovidiu Mihelescu și mai departe. Îmi place să-i provoc, să fie ca și cum a fi, știi, adică, dacă se poate petrecerea asta privată și omul a s-a întâlnit cu celălalt, ce au cântat împreună într-o manieră unică. De ce să nu cânte și pe scenă? Nu, dar zic, dacă suntem 6, dar de ce să nu fim 10? Dar de ce să fim 20? Știi? Ei când vin, ei vin, că e spectacol, au emoțiile astea de spectacol, dar de regulă și-au dat mâna și-au înțeles ce vreau eu. Da, o să cânte Emery Chimere cu Cornel Lăpădatu. Corneliu Ioan Lăpădatu. Dar toată lumea știe. Spune-mi despre Cornel. Bun. De ce îl aduci mereu și el e vioară? Nu mereu, nu. Sau, okay, cântat cu Dinu. Cu Dinu, așa? Eu nu fain. E multe. Eu știu pe Corneliu Ioan Lăpădatu. Știu.
am văzut când eram copil mic în parcul Submarin, eram puști și cânta la fanfară cu zâmbetul ăla lui, e cuceritor. Și ca muzician, e profesor de muzică, îi place să cânte. Dau, spun un moment. Se pliază ușor, foarte da, ușor, da? Da, bineînțeles, la nivelul ăsta nu. Și asta vreau să zic, deci dacă Corneliu o cânta, va cânta cu Imi, înseamnă că Corneliu va locui pe Jimmy Elaco. Dumnezeule! Nu, nici că ar fi o altă variantă. Nu una, ci sunt doi oameni care vor să facă ceva frumos. Să, bine, atenție, mai am și surprize, nu spun, dar vreau să fac un spectacol de să-și taie oamenii venele, știi? Trebuie să fie smurdu acolo, clar, la intrare. Corneliu, cum să zic eu, spun o întâmplare de... cântam într-o crâjmă, pardon, într-un club Sibiu, eram cu Tomi și cu Cristi, cu cei de la Arhaic și Cornel Lepădatu acolo. Cornel Lepădatu, așa știe lumea, deși ți-am zis că numele lui e altcum, așa știe lumea. E Lepădatu, da. Lepădatu, Corneliu Ioan Lepădatu. Toată lumea în Sibiu știe de Cornel Lepădatu, că e mai ușor l-a spus, știi? Cum eu am Ilcu, trebuie să zic pe literă, I-L-C-U-S, știi? Nu așa. Și zic că hai să cânt, nu, eram mai noi, rămăsesem noi, da? Hai cântă și tu o piesă. Și am cântat piesa lui Lea Musco, Negoiu. Și când încep eu, mă trezesc că vine cineva lângă mine acolo și începe și croșetează. Și el îmi face, pot să cânt și eu. Zic, Dumnezeule, tu mă întrebi pe mine dacă... Dă-i drumul. Eu trei acorduri și tu muzicant. Sunt muzicieni buni. Și, deci nu va veni să facă Cornel ce face Jimmy. El va veni să dea culoare. Adică fiecare instrument și om e la locul lui. Eu îl gândesc astea și bineînțeles discut cu ei înainte. Cum ți se pare? Merge, ai vrea? Nu, eu, deși sunt dictator, tot trebuie să sunt dictator, chiar nu vreau să sfârșesc împușcat, știi? Ți-ai făcut un program sau o regulă de aur referitor la cât de des să fie evenimentele făcute de tine? Nu să mai fie multe, să nu te, spun așa. Să nu te supraexpui sau să nu... Nu, cam am zis, cam la 3 săptămâni să fie, pentru că și publicul ăsta nu poți să-l obosești. Chiar dacă sunt foarte bune și merită, știi? Pe de altă parte, medicienii sunt obligați să plece în Sibiu. Dar de ce să plece în Sibiu? De ce să meargă la Târgu Mureș? Nu se poate aici? Da, dau un exemplu. Deci facem așa, cu Imi și Cornel Lepădatu, în 10 martie, Ipostaze, numit de, cum am zis, de Bubu Mărginianu. O să fie, am vorbit zilele trecute cu Cătălin Stepa, vreau să fac un binom interesant, două abordări diferite, doi într-una, nu cum se zice, trei într-una, doi într-una, poate o să fie trei într-una, mă mai gândesc, știi, la ce culoare poate veni pe spatele lor, deci cunoscutul băiatul Tatiana Stepa, el însuși este un artist extraordinar și cântă fantastic, și nu a fost de mult și cu mare plăcere o răspuns ideii mele, că nu pot să pun invitație. Eu am avut odată idei, am vorbit cu Ovidiu Milescu, am sunat, măi, ce zici? Te-ar interesa o asemenea formulă, o asemenea idee, făcută așa, făcută așa? Da sau nu? Câte ori mi-a reușit la nota 10, câte ori nu mi-a reușit cum aș fi vrut eu foarte bine. Bun, deci o să vină Cătălin cu Nicu Zota. Nicu Zota i-am promis de mult un eveniment la Mediaș. E frumos, e un om extraordinar, cântă extraordinar, instrumentist bun, artist bun. După aceea, asta e un al doilea spectacol. Și după aceea vreau, am vorbit cu cei de la BIS, în Sibiu, de la Teatru BIS, da. Două spectacole vreau să duc la Mediaș în aceeași... formulă? Nu, în aceeași locație, la chinezi, numai pentru ei fac, pentru ei, că vreau să fac cunoscuți, vreau să știe lumea că se întâmplă lucruri acolo, vreau să-i ajut așa cum pot eu, pentru că pur și simplu așa îmi place, nu știu, spunea Buzduga, lucrurile bune, Nicolae Claudiu Buzduga, dă-mi voie seminar asta, da, okay. Spunea, lucrurile bune se nasc din frământări, m-a frământat chestia asta, a zis, hai cum îi ajut eu pe oamenii ăștia care fac un lucru frumos, cum am ajutat eu pe Gheonghi și multă lume, cei care mă cunosc știu că am făcut benevol lucrurile astea. Care e reacția lor când, probabil, întrebarea firească este, bă, unde cântăm? Tu spui la restaurantul chinezesc. Revin la răutatea de Virgil Suciu. Și Virgil Suciu spune așa, lângă altele. Care e reacția artiștilor? Și bă, cum să mă duc eu să cânt la restaurantul chinezesc? Îți spun.
Și vezi ce spune așa, băi, e ok, dar în spate, ospătarul ăla, barul ăla de râs, nu știu ce, trebuie un afișal. E, am vorbit cu niște number one în ceea ce înseamnă spații convenționale și ce se mai vechi, nu Daniel Cuș, eu sunt mic pe lângă alții care fac de ani de zile așa ceva, sau au inventat într-un fel conceptul ăsta, sau de spațiul convențional, da. Puneam noi în aplicare la nivel profesionist, da? Și am întrebat, mă, cum ți se pare? Și zis, nu e adevărat. Păi tocmai aia înseamnă spațiu convențional. Ceea ce e important este că acest spațiu convențional, prin activitatea forma lui, felul lui de a fi, să nu tulbure evenimentul. Să nu mai vezi că trece ospătarul prin față, le-am mai spus-o la... O să mai fac armată un pic cu ei, că n-am fost destul de dictator. Sunt momente în care poți să trăi, sunt momente în care nu te zbați pe acolo. Da, imaginea aia, aia este spațiul neconvențional. Cum se face un tramvai numit Dorință, în tramvai. În tramvai, da. Cum poți să faci teatru, cultură într-un tramvai? Cultura trebuie dusă, externalizată din teatru. Să fie și în teatru, dar dusă oriunde. Cultura sub orice formă de calitate. În restaurante, cluburi, acum de când e chestia asta cu fumatul, mai bine. S-a... Bun, eu, da, nu, e cazul, nu e cazul meu, eu nu fumez. Ce, vei să zici, da. Ce te faci cu fumătorii? Că la un moment dat o să fie vânzoleala aia, bă, să ridică de la masă, să duce. Da. Și e un eveniment de suflet, nu e un concert de rock sau așa. La spectacolele mele n-ai prea fost. Nu, la ultimele două, trei, așa, n-am ajuns. Nu s-a ridicat nimeni. Atenție. De ce? Pentru că ce înseamnă să concepi un eveniment, să gândești toate elementele pe care le ai, locație, sunet, imagine, cum așezi sala, cum împaci cei care și-au bilete cu cei care nu și-au bilete și vin acolo și mai sunt sau mai sunt locuri, toate, ce piese se cântă, ce repertoriu, cum intră, cum dai crescendo la spectacol, bineînțeles, discutând cu toți cei implicați și încercând să le pune în loc și să faci ceva, o imagine bună. Da, s-au inventat pauzele pentru fumat. Dar implicarea asta ta poate câteodată, nu știu, văzută altcumva de către cei care sunt, eu știu, artiști, consumatori și așa, n-au spus, eu nu mai lucrez cu tine. N-am avut așa ceva. Nu? Nu, pentru că, hai să spun, dau din casă acum. Fiind, Imi va afla acum că am hotărât eu în mod dictatorial să nu fie o pauză. I-am vorbit cu el și anume, cum facem cu o pauză? Urmează să merg la Cluj, să punem detaliile da, la să pregătiți. Deci nu vorbe la telefon, mamă. Dacă vrei să faci, te duci și stai față, notezi tu, îți faci temele. Vezi care e problematica, cum vezi tu, îi spui la om cum vezi lucrurile și spui, hai împreună cum crezi. Ca să fie bine, au da. Au și experiență de scenă, mai bună decât o am eu, mai ales sunt unii care chiar au, cum Imi, da? Și atunci trebuie să te sfătuiești. Dar și la sfatul lui Petru nostru, Cristi Pustai, două pauze. Până la urmă, tot două pauze trebuie, o să explic de ce, știi? Pentru fumători, da? Dar ți-am zis, la ultimele evenimente n-au noi și nimeni afară la fumat. Trebuie împăcată și capra și varza, e complicat. Mm-hmm. Bineînțeles că, nu știu, să te spun, de teatru, că mi-am uitat și mi-ai pus alte întrebări. Mm-hmm. Teatru, vreau să-l aduc la Mediaș pe un om care joacă în Sibiu de 4853 de ani cu casa închisă. Florin Coșuleț, spectacolul, nimeni nu știe ce este inima mea, se joacă cu casa închisă la Sibiu, l-am văzut de 5 ori. De ce să nu fie? Locația e bună pentru asta. Să știi, locația nu e foarte rea. Din contră. A, și mai e un argument. Deci sunt multe argumente pentru asta. E discuția pe care am avut-o cu Feri Teglaș. Lăsați la un subiect la altul. Revin la teatru și după aceea să nu uiți. Să mă întreb de ce locația asta și cum e problema locațiilor în Mediaș. Nu mă Mediaș. Nu mă Mediaș. Peste tot. Pentru că, revenind la locație, o să discutăm despre locație, gen muzical, public și, bun, până la urmă, dacă evenimentul merge sau nu. Da. Că s-ar putea ca un eveniment mult așteptat, mult promovat, organizat într-o locație neadecvată, să dea kicks. Corect. Vorbim despre asta. Da. Da. Revin la teatru. Vreau să-l aduc pe Florin Coșuleț. Pentru spectacolul de locație este extraordinar, foarte bună. Să nu mai meargă medicinii de aici la Sibiu. Să vine Sibiu aici. Da. E mai și mai simplu. Vine un singur om. Nu merg 40 sau 50. Da? Și să țin un spectacol. El mai a fost aici, aveți dorul de a face evenimente. Da, acum s-a terminat și acolo la face, dar lui îl lipsit întotdeauna
se numește managementul marketingului. Totdeauna a avut o piatră slabă aici și se vede. E și o locație, și vom discuta despre asta, o locație un pic cu o anumită problemă. Și ea e greu de manage, nu poți, e complicat. Deci, Florin Coșuleț, am vorbit cu cei la Teatru Bis, au zis ok, undeva tot în martie, și trei tipe pe care eu le-am văzut la Sibiu, Monologele Vaginului, tot așa un spectacol extraordinar, ăla numai pentru femei. Femei între 16 și 40-50 de ani, PC, acolo eram în sală la Sibiu, deci targetat, 7 oameni. Eu vreau să fac la media și numai femei. Deci eu plec, mă prezint așa și am plecat, serios. Că eu n-am prea arătat, femeile au fost pe jos, e nebunie, e o chestie între femei. Trebuie să fie un spectacol, uite, îmi pun ambiția asta, fac un spectacol numai pentru femei. Da, trebuia făcut în martie acum, dacă tot e... Nu, că toată lumea martie. Dar de ce? Ziua femei trebuie să fie fiecare zi. Da, ok, eu sunt de acord cu tine chestia asta. Da, din punct de vedere, eu știu, comerțului, văd că martie asta vinde mult. Sunt multe evenimente despre pentru femei martie, știi? Eu o să fac în aprilie sau în mai. Nu știu, trebuie discutat pădut în cuie. E posibilitatea fetelor să vină aici. Da, hai să revenim la locație. La locație. Am avut o discuție, îți dau două exemple, destul de triste, că treaba asta pe care o fac, că ai și dezamăgiri suficiente. Am vorbit cu Feri anul trecut sau acum 2 ani, mai știu, și ne întreb, Feri, am putea face în locația cu tare, nu-i dau numele la Traube, că nu. Și cineva de acolo a zis, păi noi nu facem evenimente, ce noi suntem casă de cultură? Bă, tanti, îți aduc pat minim, totdeauna l-am spus așa, eu îți garantez asta. Și toți cu care am lucrat, poți să-i suni, Ovidiu Miele, toți cu care am lucrat, cu care am făcut spectacole, începând cu Vasile Mardale. Eu când am zis un cuvânt, mi-a respectat cuvântul ăla. Da, ceea ce e normal pentru 40 de oameni, dacă spun atâtea bilete, dacă atâția bani, eu nu există cineva să fie, să-mi zică mie că mi-a respectat cuvântul sau ceea ce mi-am asumat că fac. Nu există așa ceva. Ei, îți aduc 40 de consumatori într-o zi în care tu ai 3 oameni la masă și tu spui că nu faci, nu e nevoie, trebuie îmbinate, domne. E treaba ta că eu îți aduc 40, 50, 60 de oameni să le iei banii din buzunar. A trebuit să mă chem atât să vorbim despre ce înseamnă om de afaceri. Că am făcut puține școală și în Israel, știi? Cu asta, a fost la mama lor, știi? Nu se poate, domne. După aceea întreb pe cineva dintr-o locație din Media Bună, zic, uite, vin eveniment, uite, am făcut acolo evenimente, nu știu ce, ăsta e un eveniment la care o să vină multă lume și n-am spațiu, aici ar merge la tine. Ce poți să-mi oferi? El zice, sala. Ce vă fac, nuntă? Adică, nu ești singurul care a pățit chestiile astea. Și-au pățit ferite glași. Da, așa și-am pățit și eu. Da. Deci, băi, sunt o inconștiență gravă. De ce? Pentru că asta e altă discuție. În media și încă nu există concurență reală. Noi, de regulă, sunt, au miros de gaz metan, e afacerea lui tăticu, a lui mămica, au primit-o de nu știu unde, n-au făcut-o, cum fac ăștia doi această poveste frumoasă de media și care este restaurantul chinezesc cu cea mai bună mâncare, dar o spun asumat, nu fac reclamă, n-am mâncat nicăieri ca aici. Povestea asta frumoasă de media și trebuie ajutată. Chestia asta a mai existat în media și în urmă cu câțiva ani buni, cred că știi pe cei doi frați care au avut Non Solo Pizza. Exact, așa. Bun. Exact, o poveste frumoasă de media. Bun. Superb, ai zis bine. Mai țin minte. E bun gustul dacă vrei. Tot așa, ceva special aparte, unde putem merge cu un străin că vine la tine. Da. Și poți zici, uite, aici azi e la media și când treci pe aici, treci pe aici. Din păcate, poveștile astea foarte frumoase se termină prost. Nu au happy end. Nu toate. Ok, bun. Continui, are continuitate. Da. Gheonghi de când are magazin. Apropo, Sibiu, cea mai frumoasă vitrină se de primăria. Se premiază, nu? Se premia. Nu știu dacă mai este acum. Mulți ani. Eu mă uit la Gheonghi cât de drag e și cât de frumos arată. Nu dăm numele și locația, că e la mine acolo. Dar pe cuvântul meu, uite-te, m-am uitat și astăzi. Dom'le, nu vezi. Trebuie niște mecanisme sociale, dacă nu sunt administrative, să impulsioneze frumosul și binele. Știi? Nu se vine cineva să zică, dar de ce ai pus ghivece și să-ți plătești impozit? Dom'le, au pus flori.
nu pun reclamă. Nu că au fost unele cazuri în care unii au reparat trotuarul și le-au spus, da, de păi ce faceți aici? Vreți să luați amendă? Păi, stimate, domn. Când te gândești că în Vlaj, te dau un gât pe primarul din Vlaj, care au făcut unii la marginea orașului și am zis, l-am întrebat pe omul ăla, la ultima casă din oraș. Și zic, dar aveți trotuar până ce a făcut primarul? Zice, nu, noi l-am făcut. Păi zice, cum? Zice, am mers la primărie și am zis, domnule, haide, faceți-ne și nouă trotuar. Și domnule, eu n-am, nu pot să vă fac. Dar, dacă vreți, uite, vă dau asta, făgheți-l voi. Nu tu proiecte, nu tu avize, că nu ești în mijlocul New York-ului, nu nimica. Și oamenii au trotuar, domnule, făcut de ei, adică se numește și a fi bun gospodar. Din păcate, unii cam confundă. Asta e altă temă, mă chem la alte emisiuni. Da, pe există procesul ăla. Unic, cred că în toată lumea, unde o comună întreagă a fost dată în judecată, s-au dus au fost la judecătorie, la tribunal, să fie condamnați că ei și-au refăcut podul luat de o viitură în 24 de ore. Da, am auzit, un exemplu. Primul exemplu pe care am avut în viața mea, de a rămas trăznit, era pe vremea alea grele, așa, în Sibiu, Dan Popescu, de la Portul, zice la filmă, parcă așa, în Mircea, o asfaltat cu trotuar, cu borduri, cu tot ce trebuie, canalizarea, tot, respectiv, nu avize, făcând o treabă bună de bun gospodar, o asfaltat o stradă în Sibiu, până să vină prezidentul, știi? Da. Băi, l-a dat judecată aia, că nu a avut avize. Băi, omule, era plină de noroaie. Și o asfalt, dita mai strada, nu știu cât, 100 și ceva de metri, 200 de metri, cu asfalt, cu tot, pe banii lui, trebuia să-i mulțumească, să-l dea să-i facă avizele, să pună la gazetă, aș spune să fie la primăria media și gazeta de perete, așa da, așa nu. Vorbesc serios, aia e bună. Adică noi cei care sunt în jurul nostru și sunt de valoare, trebuie să le recunoaștem valoarea acelor oameni, știi? Dane, din păcate, timpul nostru de emisie e aproape gata. Nu mica, că mai vin la următoarea 10 emisiuni, da, așa. Temele pe care le-am avut. Deci ne vedem pe data de 10 martie și după aceea vor fi anunțate celelalte spectacole cu cei despre care am vorbit și cam astea se va termina cu astea, adică după aceea o să mai facă alții. Eu mai consumă timp, foarte mult timp și stresant, obositor, lucrez cu oameni, artiști, au personalități puternice, au apucături de astea, e complicat să combini și să faci ceva de calitate. O să ne vedem, eu cred, cât de curând îți fac o invitație să discutăm despre fostul Club al Tineretului. Cu mare plăcere. Care, eu știu, ce se întâmplă acolo și cum se poate face ca evenimentele culturale să reînvie în acel spațiu. Evenimentele culturale nu ține mai de o instituție. Ține, despre cultură noi n-am vorbit în media, am putea vorbi într-o emisiune numai despre cultură, cum trebuie făcut și care e problema culturii în media și o spun acum pe scurt, amatorismul, mediocritatea, nu se vede ce se întâmplă la Sibiu. La Sibiu de mulți ani nu mai face primăria evenimente, o externalizat. Da, adică sunt proiectele care depui proiecte, sunt criterii și fac alți evenimente care trebuie să atingă un standard de calitate. Da, asta e o discuție pe care o să avem aici în fața acestui microfon la Radio Invitație și rămânem în contact, nu? Sigur. Ok. Îți mulțumesc pentru prezență. Daniel Cuș prezent astăzi la lentila de contact. Săptămâna viitoare ne întâlnim din nou pe 90.2 FM, miercuri după ora 18, dar în weekend nu uitați Rinchitul și Hot and Fresh de la ora 12.